Da, sau ne dă. Dar noi am ajuns deja o țară de o populație de oameni vânduți. De ce n-ai spus popor și ai spus populație? Un popor. E vreo diferență între popor și populație? Păi nu vrea să diferență. Am înțeles, bine. Am crezut că știi care e diferența, mă miram, era foarte interesant să discutăm despre chestia asta. Eu nu cred că suntem chiar un popor. Noi, eu cred că suntem mai mult o populație. Eu cred că Polonia are un popor. O populație, da, da, da. Eu cred că Polonia are un popor, nu vreau să jignesc pe nimeni. Eu cred că Ungaria are un popor. Noi suntem mai mult, așa, un pic mai mult o populație. Că dacă eram un popor, ba, aveam vână de popor. Vreau să spun ceva, prietene. Da, da, vezi perfect ce dreptate. Polonia a fost, Polonia a fost rasă după harta Europei. Bă, rasă, scoasă de istorie după hartă. Dispăruse Polonia ca țară. Iar poporul, poporul, nu populația, poporul polonez a pus țara înapoi pe hartă de 3 ori. Ai înțeles ce spun? Iar noi nu suntem ca popor în stare să ne strângem măcar în anul centenarului unirii unul lângă altul. Nu suntem în stare să ne băgăm ca oile unul în altul și să facem o turmă, să mergem dracu, Doamne, iartă-mă într-o direcție. Nu! La noi zici că turma e făcută dintr-un melanj dintre oi și lupi. Păi dar cum să fim dacă ne vindem pe 2 lei? Păi dacă ne vindem, de ce dăm vina pe politicieni? Păi dar ei ne cumpără. Bravo, mă. Doamne, ce replică. Bravo, mă, replica serii. Bravo, ei mă, băiete. Cumpără. Noi ne vindem și ei ne cumpără. Bravo, mă, băiete. În sfârșit, o replică genială. Pe cuvântul meu, cea mai tare replică a emisiunii. Bravo. Nu mai spune nimic, că strici tot. Termină sus. Ai terminat, ești pe val. Închide telefonul. Ai dat replica serii. Noi ne vindem și politicienii ne cumpără. Bravo, mă, băiete. Mergem în Călăraș. Băi, în Călăraș ce să mai spui, să ridici peste nivelul ăsta la altul. Ăsta a ridicat ștacheta sus de tot cu replica asta. Noi, poporul, ne vindem. Politicienii ne cumpără. Bravo. În Călăraș, bună seara. Să trăiți. Vă ascult cu drag. Anton, mă numesc, că vreau să vă spun un pic de poveste. După Revoluție, imediat, două cuvinte. După Revoluție, da, aveam servici, am luat pământul, aveam o grămadă de vaci, aveam o grămadă de treburi de făcut. S-a apropiat pensia, nu prea mai puteam să mai muncesc așa, mi-am deschis o afacere. Aici, la țară, în Călăraș. Merge tot foarte bine, nu am nevoie de partide, nu am nevoie de absolut nimic. Și ce se întâmplă? Deci dacă muncim și fiecare facem, hai să vă zic ceva, dacă jumate din bărbații din România făceau ce am făcut eu, le ziceam la noi un popor de leneși. Adică tu vii, acum tu vii, fii atent, prieten, tu ai venit și ai dat cu leuca direct în căpățână. Noi nici nu muncim cât trebuie. Păi aia e, să muncim toți. V-am zis, jumate dacă munceau cât muncesc eu și la ora actuală ca pensionar muncesc, le ziceam la noi leneșilor. Da, bă, dar acum te întreb și pe tine ceva. De ce ar munci majoritatea românilor când vine ajutorul social, vine pensia copilului, alocația copilului, te duci la cârciumă, o bei, mănânci, te simți bine? De ce să muncești? De ce să muncești când îți dă partidul, când îți dă statul ajutor de lemne, îți dă ajutor de nu știu care? De ce să muncești? Că săracul nici la care bea la cârciumă, nici la cu cârciumă nu merge bine la ora asta. Pentru că ăla se duce bea pe datorie, se mută de la o cârciumă la alta și rămâne și ăla fără bani și ăla. Bravo, tată. Bravo, tată. Și așa mai departe. Mersi mult de tot pentru povestea ta. Nicule, salutești în direct. Alo? Nicu, în Dâmbovița, ești în direct. Sănătate, domnul... Sănătate. Domnul Barbu, aveți o emisiune splendidă. Mulțumesc mult. Dar să știți. Da, te ascult. A, bine. Luăm publicitate, mi-a dat omul telefon, aveți o emisiune splendidă. Nu i-am mulțumit, s-a pierdut cu... Ne-am întors pentru ultima parte a ultimei ediții din 2017 la Iași. Ioane, salut, ești în direct. Să trăiesc, domnul Barbu. Cu respect. Ce vreau să vă spun. Sunt un om care, ca înclinații, sunt de dreapta. Nu asta este important. Vreau să vă spun cam cum se manifestă problema alegerilor la țară. Aici pensionarii bătrâni, adică pensionarii, nu bătrâni, pensionarii, care au avut influențe, directori de școală, directori de bancă, toți, au o influență foarte mare asupra pensionarilor.
Deci foarte dacă bine. Îi spune ceva, ei au rămas cu timpurile dinainte. Foarte bine. Să trăiți. Ioane, știe toată țara. Ascultă-mă, tu nu poți povesti asta pentru că fiecare în comuna lui, în orașul lui, știe exact cum s-a desfășurat votul. În toate comunele și orașele României e la fel. Asta, de ce nu se spune problema asta, domnule Barcu? Păi, dar problema asta, dacă n-ai cum să o pui, că toată... De... Ionică, toată România știe cum arată o campanie electorală și cum arată o zi de vot. Dar nu vorbesc numai de campanie, domnul Barbu. Numai în ziua votului, la noi ziua votului, ziua alegerilor, este doar în România, nu există nicăieri în Europa. Ce se întâmplă într-o zi de vot la alegerile locale sau parlamentare sau prezidențiale în România nu se întâmplă în nicio altă țară din Europa. De-aia România, după părerea mea, Tudor Barbu, are blestemul ăsta de 20 ceva de ani. Pentru că suntem un popor care votăm într-o manieră personală. Niciun alt popor din Europa nu votează cum votează românii. Domnul Barbu, dați voie și mie dacă am intrat. Deci te rog. Noi am rămas slugarnici. Slugarnici. Să trăiți, domnul director, să trăiți, domnul director, să trăiți, domnul șef. Bravo. Așa. Chiar dacă sunt pensionari, să trăiți, pentru că el a fost cineva pe atunci. Așa și? Bun. Te las, uite, că ai intrat în direct, spune. Așa și? Păi, toți suntem slugarnici. Da. Noi mergem pe varianta, domnule, dacă a fost director, trebuie să respect. Întrebarea mea e alta. Dacă suntem așa cum zici tu, de ce acuzăm clasa politică din România că ne chinuiește de 27-28 de ani? Asta e întrebarea mea. V-am spus de ce, pentru că pensionarii merg la vot și votează pe tot pe ce le spun pensionarii ceilalți care au fost șef. Nu, să știi că nu e așa. Nu doar pensionarii. Nu putem acuza pensionarii șef. Să știi că are de toate și Maria din Botoșan. Pensionarii ăștia, săracii, au construit România. Ei cu munca lor au făcut. Au construit-o, dar sunt cu să trăiți. Să trăiți. Bine, mersi mult de tot. Mergem în Buzău să rămână. Elena, ești în direct. Bună seara, domnul Barbu. Bună seara. Am și eu o nelămurire. Pentru oamenii care vor să muncească, de ce nu sunt ajutați? De ce nu sunt respectați? Eu sunt din județul Buzău și cresc niște animale. Sunt la țară. Așa. Și dacă un vecin mi-a pus o poartă în fața grasului unde duc oile, așa, Elena, n-am acces. Elena, tu ai intrat în direct să-mi povestești litigiul tău cu vecinii? Păi vreau să vă spun că indiferent unde te duci, instituțiile nu-și fac datoria. Și oamenii ce fac? Oamenii care văd că instituțiile nu-și fac datoria, ce fac? Oamenii ce fac? Păi eu unde pot să mă duc dacă la justiție am fost? Așa. Unde pot să mă adresez? Și nu mi-a făcut dreptate. Am cu înțeles. Acte care dovedesc că sunt din moștenire. Bine, mersi mult, Elena, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Nu, v-am spus, emisiunea asta nu este o emisiune... Vraiște. Are și ea o logică a ei, un subiect al ei. Am avut zile în care n-am avut niciun subiect și fiecare spunea ce vroia. Astăzi avem un subiect pe care chiar vreau să mergem cu el mai departe. Bună seara! În Bacău... Bună seara! Salut, Costică, ești în direct. Bună seara, să trăiesc și la mulți ani, domnul Barcu. La mulți ani tuturor! Eu ce vreau să vă spun? Doar atâta spun că îmi pare rău că sunt român. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că românii nu suntem acei oameni uniți care am fost dintotdeauna. Și în special o spun, sunt un om care am vârsta de 59 de ani. Mulți înainte, dar când am fost noi uniți? Până în anul 1955 am fost uniți într-o măsură oarecare. Bă, dă-l dracu, și în 56 ce s-a întâmplat? A fost revoluția în Ungaria și ne-a dezunit. Exact, mai rău. Tu vorbești mai rău, pentru că acum să vă spun un lucru. Care este situația? Acele formă politică din România, care este și absolut toate partidele, sunt niște oameni care sunt 100.000 de persoane la nivelul întregii țări care controlează România. Ceea ce spun politicienii că este al doilea stat în România, da, există acel al doilea stat în România și nu are nimeni curajul să-l spună. Cine? Știți cine controlează industria României? Foștii securiști. Lasă-o, dracu. Pă bune? Da. Eu vă spun un lucru. Am lucrat la Bacău, la combinatul din îngrășăminte chimice. Băi, stai așa, că nu mă interesează unde ai lucrat tu. Zi-mi și mie, care să ia 100.000 care controlează România? Cine să ia? Ce... Începând cu Ioan Nicolae, Dan Voiculescu. Păi așa vrei să-mi înșiri 100.000 de ăștia? Deci 100.000 da. De persoane... Ăștia sunt... Fostul Minister de Interni, milițienii, foștii milițieni, care sunt pensionari la ora actuală și controlează marile afaceri din România. Închideți-i telefonul. Gata. Deci,
are și dreptarea mea o limită. Ioan Nicolae, Dan Voiculescu și milițienii controlează România. Mamă, suntem nebuni cu capul. Da. Bine, unde mergem, mă, Teddy? La Buzău, Vasile, ești în direct. Bună seara. Bună seara, domnul Barbu. Adinaura a spus unul dintre cele mai mari adevăruri. Ne auzim? Da, ne auzim. Te aude toată România. Faptul că România este singura țară unde se votează personal. Nu interesează pe nimeni interesul ăsta național. Nu, n-am spus asta. Fii atent, Vasile. Am spus România este singura țară europeană unde se votează într-o manieră personală. Într-o manieră personală. Nu, 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 am greșit. Nu, nu personal am vrut să spun. Dacă am spus așa, am greșit. Șterge. Într-o manieră atipică. Doar la noi, doar la noi, votul este așa. Este cărată familia cu mașina de către oamenii partidului la urnă. Este, s-a votat ani de zile pe mălai, pește, zahăr, plicuri, pantofi. Îți dădea pantoful stâng înainte de vot. Dacă aduceai buletinul, îți dădea și dreptul. Deci, prietene, Vasile, România în ziua votului este un circ european. Un circ! Absolut. Lipsesc maimuțele, elefanții și girafele, în rest e un circ în România în ziua alegerilor. Circ! Încă ceva, domnul Barbu, încă ceva. Ascultați ce vă zic eu. Discutăm de pensionari. Au construit această țară. Din păcate, în momentul de față, o demolează. Deci o demolează. O demolează. Nu au mamă, nu au tată, nu au copii. Nu e adevărat. Nu au copii, nu au nepoți, nu au pe nimeni. Majoritatea pensionarilor sunt necăjiți, n-au bani de medicamente, de întreținere. Eu cred că sunt necăjiți. N-au pensii, au niște pensii mizerabile și oamenii, dacă se duce un partid, cum au fost și liberalii și pesediștii, și le dă o ciorbă, bă, o ciorbă la pensie, nu că le dă 3 milioane, le dă de o ciorbă, bunicuța și cu bunicelul se duc și îi votează, maică, muică, mi-au mărit pensia, îi votez pe ăștia. Asta e drama, că i-au înfometat și acum când le dă o ciorbă, le ia votul. Da, dar știți ce doare foarte tare? Faptul că nu înțeleg de copii, nu înțeleg de nepoți, nu înțeleg... Aia e altă discuție. Am întrebat și eu în emisiune pe cineva și mi-a zis, da, nu mă interesează nepoții, mă interesează de mine. Aici în emisiune, un pensionar mi-a spus în direct. Știți, da. Ce zic, că doar ne-au dat. Dar nu se uită în magazine pentru că s-au dublat prețurile, bine. S-au dublat prețul la curent, bine. La de toate. Ultima întrebare ca să merg mai departe. Noi, bună, ca neam, noi ca populație, ca neam, ca popor, ca ce vrei tu, merităm o soartă mai bună sau avem soarta pe care o merităm? Nu, avem soarta pe care o merităm. Și dacă majoritatea spun același lucru și totuși lucrurile merg la fel și de acum înainte, care este explicația, care e diagnosticul? Vă spun eu care este, domnul Barbu. Să iasă tineretul la vot. Am înțeles. Tineretul ăsta care... Stați să vă spun două secunde. Fiina vine și spune că i s-a mărit rata cu 1,5 milioane. Rata la prima casă. Știți ce am întrebat eu pe fiina? Domnul Barbu, ai votat fată? Nu, atunci nu te vei da. Bravo, ai întrebat-o corect. Transmite-i salutări fetei tale și spune-i, bă, fata la tata, data viitoare poate încerci și tu la vot. Poate încerci un pic să treci pe la urne, să nu mai lași. Mă rog, bine, mergem mai departe. La Mediaș, Maria, ești în direct. Da, bună seara, domnul Tudor Barbu. Bună seara, Maria. Sunt de la Mediaș. Foarte bine. Foarte frumos. Domnul Barbu, e rău, am 70 de ani. Mulți înainte. După 41 de ani de muncă, o pensie de 1000 de lei. Da. Păi, ar trebui să meritai mai mult? Maria, meritai mai mult? Poftiți? Merita mai mult. Și după părerea ta, de ce nu ai mai mult cum meritai? Pentru că nu merge treaba în țara asta noastră. Unde e diferența de pensie între cât meritai și cât ai? Unde e diferența? Cine păi, după 41 de ani și după studii cum am, trebuia să am și eu acolo vreo 200 de... Unde este diferența? Cine ți-a luat diferența? Nu știu. Nu știi? Dar te-ai întrebat? Păi am întrebat, am lucrat și pe zona toxică pe platforma Bine, toxic. Închideți telefonul. Mersi mult, doctor. Nu poți, vedeți? Vedeți? Doru, în Craiova, bună seara! Bună seara! Domnul Barbu, văd că nu aveți un subiect anume. Ba da, am un subiect anume. Dacă România, ca țară, este sau nu justificat să aibă nivelul pe care îl are poporul de trai, dacă meritam o soartă mai bună sau nu, ăsta e subiectul care scrie acum pe banda roșie. Da, vă ascult. Vă salut cu respect... fiți amabil, Dragoș din București. Nu, stați un pic, Dragoș, stai un pic, eram la telefon cu altcineva. Aha, bine. Stai un pic, Dragoș, telefonul celălalt de unde e? S-a pierdut legătura, da, Dragoș, zi. Deci, în primul rând, la mulți ani la toți românii.
Da. În al doilea rând, este, ca totdeauna, o emisiune extraordinară, emisiunea ta. Și, deci, suntem noi în stare să auzim adevărurile cele mai curajoase? Noi, ca popor, nu suntem în stare. De exemplu, întreb unde sunt românii care, și întreb foarte bine, care puteau să facă o Românie extraordinară. Sunt în cimitire, de la Virgil Imre, Astalo și Măgureanu, până la Coldea, Maior și acum Helvig și Ionescu Răzvan, au adus stat masonic, fascist, anti-român, anti-creștin, sclavizant, care închideți-i, băi, închideți-i telefonul când vă fac semn și auziți, dar trebuie să vă spun eu, când auziți de fascism, când auziți de... Păi dă-o-n Doamne, iartă-mă, că nu vă duceți voi la CNA să răspundeți. Da, Nicolae? Alo? Da, CNA, îmi cer scuze, îmi cer scuze la CNA pentru... Nu sunt de acord, sunt împotriva ce a spus omul ăla. Stai-mă un pic să scap și eu de o amendă. CNA-ul, complet eronat, complet eronat ce a spus Dragoș din București, era pe miriște... Ba chiar îl suspectez că ceva etnobotanice. De, nu sunt de acord cu el. Nu sunt de acord. Nu este stat fascist, nu este stat hitlerist, nu e nimic. Și rog colegii de la Sunet, când aud astfel de măscări, să tragă calea de Sunet mai jos un pic, adică spre zero, da? Bine, bună seara! Alo? Alo? Da. Da, vă ascult, sunteți în direct. Domnul Barbu, să trăiți bună sănătate. Și dumneavoastră la fel. Sunt de Lendicu Vâlcea. Vă ascult. Ne merităm soarta. Mulțumesc adică foarte mult. Mulțumesc foarte mult dacă tot. Ne merităm soarta. Mersi frumos, a terminat emisiunea. Îmi cer iertare, ați intrat în direct aman când mai aveam 20 de secunde. Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate și un pic de noroc, că restul le mai cumpărăm. Rămâneți cu B1 TV, televiziunea care este aici, permanent, pentru dumneavoastră. Toate cele bune!